În cel de-al patrulea dosar penal, în care are 13 capete de acuzare, Donald Trump s-a prezentat și s-a predat la închisoarea din Atlanta, unde a fost fotografiat și amprentat. Și apoi i s-a dat drumul, la fel cum s-a întâmplat și în celelalte uh, dosare uh, penale. Deci este liber uh, să zburde în alegeri și chiar să le câștige, întrucât uh, are șansele cele mai mari, și până și adversarii săi afirmă că cu cât uh, presiunea penală asupra lui crește, cu atât îi crește și uh, electoratul.